Mircea Joan. Domnule Radu Miruță, dumneavoastră sunteți susținător al Elenei Lasconi și pentru că vedem că ceilalți doi invitați au pus accent pe această parte de securitate, am văzut că Elena Lasconi a avut ceva probleme din acest punct de vedere când a venit vorba despre întrebările referitoare la securitatea țării, la Armata României, într-o emisiune la radio. Tocmai m-am uitat acum în timp ce venea dumneavoastră la dezbaterea pe care o are la un alt post de televiziune, unde la întrebările de securitate a răspuns excelent. Sigur că acum fiecare dintre noi putem spune despre cel pe care susținem absolut orice, dar mie nu mi se pare că asta e diferențiator. Diferențiator între candidați este ce a făcut omul până acum. Pentru că ce va face este ceea ce spunem noi că va face și putem fi subiectivi. Eu uitându-mă și ascultându-l pe domnul de la PNL, eu nu pot să înțeleg și vă recunosc, nu pot să înțeleg cum s-a putut valida politic domnul Ciucă sub aripa PSD. În România, la alegerile prezidențiale, românii răspund la o singură întrebare. Împotriva PSD sau pentru PSD? Împotriva PSD, domnul Ciucă nu poate fi vreodată considerat a fi și de asta stă și foarte jos. Împotriva PSD, domnul Joană nu poate fi considerat a fi vreodată, pentru că întreaga cariera dumnealui, direct sau indirect, a avut legătură cu pârghia PSD pentru obținerea poziției prin care spune că s-a profilat politic. Singurul candidat cu mesaj credibil anti-PSD este Elena Lasconi. Este un diferențiator care pe mine mă încântă. Eu vin din județul Gorj, unde populația este ținută în captivitate de 30 de ani de un PSD care a sufocat tot. Eu ca persoană, ca interes personal, mă implic pentru ca în județul să se schimbe asta și sunt foarte încântat că Elena Lasconi, candidatul pe care eu îl susțin, se diferențiază în principal de toți ceilalți cu acest mesaj credibil anti-PSD. Bun.